Un hunedorean de bună credință a rămas fără 4.500 de lei după ce doi așa ziși italieni l-au oprit pe stradă cu un pretext cam răsuflat. Cei doi impostori i-au spus bărbatului că le-au fost furați toți banii pe raza municipiului Hunedoara și nu mai au cu ce să se întoarcă acasă. Aceștia sunt acum căutați de către polițiști. Bărbatul a fost abordat de două persoane necunoscute de sex masculin care s-au recomandat a fi cetățeni italieni. Cei doi i-au spus acestuia că, aflându-se în Hunedoara, au fost atacați de hoți și au rămas fără bani. Pentru a face rost de bani ca să își poată continua deplasarea, cei doi italieni au oferit hunedoreanului spre vânzare un inel dintr-un metal galben, pentru care au cerut suma de 4.000 de lei. Victima s-a dus ață la o casă de ajutor reciproc din oraș, de unde a retras suma de 5.000 de lei, din care 4.000 de lei i-a dat unuia dintre așa zișii italieni, scrie servuspress.ro. Și cum asta nu ar fi fost suficient, indivizii i-au mai oferit bietului om, drept cadou, o brățară tot din aur, pentru care bărbatul a mai plătit încă 500 de lei. Ulterior, acesta a verificat bijuteriile la o casă de amanet, acolo unde a constatat cu stupoare că a căzut în plasa unor șarlatani, motiv pentru care s-a și adresat oamenilor legii cu o plângere penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Polițiștii atrag atenția cetățenilor cu privire la acest mod de operare specific infracțiunii de înșelăciune și le recomandă să nu dea curs unor oferte aparent avantajoase de a achiziționa de la vânzători de ocazie bijuterii ori alte bunuri de valoare.